Ieri noapte, în localitatea Breznița de Motru, au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia pentru a stinge focul care a pornit la un adăpost de animale. Timp de 4 ore, pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor care au cuprins adăpostul construit din lemn. Noaptea trecută, în localitatea Breznița de Motru, un adăpost de animale a fost cuprins de flăcări. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost determinată de folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. În ultimele 24 de ore, pompierii mehedințeni au efectuat 36 de misiuni, 11 dintre acestea fiind pentru stingerea unor incendii. Un incendiu care a produs pagube semnificative a avut loc azi noapte în localitatea Breznița de Motru, iar pentru stingerea acestuia au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia. Timp de mai bine de 4 ore, pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor care au cuprins adăpostul de animale pe o suprafață de 150 de metri pătrați, plante furajere, lemn de foc, scândură, pom fructifer, dar și două animale. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiu. De asemenea, în ultimile 24 de ore, pompierii mehedințeni au efectuat 36 de misiuni, 11 dintre acestea fiind pentru stingerea unor incendii.